asistență, dragi colegi și prieteni, pentru cei care nu mă cunosc, sunt general de brigadă în rezervă Vasile Mădureanu, vicepreședinte al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă din SRI, membru fondator și redactor al revistei Vitrare Lumini și Umbre, și membru și coordonator al Cenaclului Vitrare. Doresc să vă informez că suntem onorați și bucuroși să avem invitați la acest moment important pentru noi, cunoscuți oameni de specialitate în arte plastice, literatură, jurnalistică și arte vizuale, domnul profesor pictor și critic de artă Virgil Cojocaru Cover, scriitoarea și moderatorul de televiziune Vivien Cazan, scriitorul și jurnalistul Silvan G. Escu. Participăm la venisajul expoziției de pictură Vitralii de toamnă, în care expun membrii ai Cenaclului Vitralii. Pentru început, consider necesar să fac câteva precizări privind Cenaclul Vitralii. A fost constituit în anul 2016 ca Cenaclul Literar, pe lângă și cu sprijinul revistei Vitralii Lumini și Umbre, publicație a veteranilor din Serviciile Române de Informații. Care, sigur, ne asigură sprijin și promovare în paginile sale. Pe parcurs, constatând că în cadrul ACMRR SRI sunt și colegi care au și alte valențe creatoare, în anul 2022 a fost reorganizat Cenaclul Vitralii, fiind incluși colegi și cu preocupări și realizări în domeniile arte plastice, artă interpretativă, istorie, știință, memorialistică. Astfel, în prezent, Cenaclul Vitralii are 70 de membri, dintre care majoritatea din București și circa o treime din 22 de județe. Revista Vitralii Lumini și Umbre, care este principalul vector de promovare a creațiilor membrilor Cenaclului, asigură număr de număr pagini pentru rubricile pagini literare, circa 10 pagini, rubrica prin apariții editoriale ale membrilor Cenaclului, agenda Cenaclului. De asemenea, prezintă câte un artist plastic și publică reproduceri foto ale unor lucrări recente ale acestei. Ați găsit cât un exemplar din ultimul număr al revistei Vitralii, vă puteți edifica cu privire la aceste lucruri. Cenaclul Vitralii a editat în anul 2019 antologia Sub Drapel, în care au fost incluși membrii de atunci cu preocupări scriitoricești. În prezent avem în lucru o nouă antologie intitulată Flori de colț, care va reflecta structura actuală a Cenaclului, fiind incluși membri din toate secțiunile, inclusiv arte plastice. Antologia Flori de colț și expoziția de picturi vitralii de toamnă, pe care o venisem astăzi, se constituie în contribuții ale Cenaclului la aniversarea a 15 ani de la lansarea revistei Vitralii Lumini și Umbre, cu apariție trimestrială, circa 150 de pagini, care a ajuns la numărul 60, care este la tipar. În vederea acestei prezentări, câteva cuvinte despre
pictorii care au venit în fața dumneavoastră cu lucrări incluse în expoziție. Acest lucru urma să-l facă domnul George Vlaico, coordonatorul secțiunii arte, care a avut inițiativa și contribuții semnificative la organizarea acestei manifestări. Din păcate, probleme grave de sănătate în familie l-au făcut, a pus în imposibilitate de a fi astăzi aici. Cei 9 expozanți sunt cadre militare pensionare care au desfășurat o activitate apreciată, lăudată în Sistemul Național de Informații, preponderent în Serviciul Român de Informații. Vârsta de acum a exponanților este între 58 de ani, cei mai tineri fiind Luminița Stănciulescu, Bogdan Dițu și Simona Pop, o să vi prezint imediat, și 86 de ani, seniorul cenaclului domnul Gheorghe Rusu. Pasiunea pentru pictură este mai veche, dar efectiv au putut să-i aloce mai mult timp după ieșirea la pensie. În consecință se află pe trepte diferite ale consacrării. Oricum, cei mai mulți dintre ei s-au confruntat public cu iubitorii de artă, participând cu lucrări la expoziții colective și personale, inclusiv în străinătate. Expoziția pe care o vernisăm astăzi este prima pe care membrii Cenaclului Vitralii o fac împreună. Ea nu a fost parotată pe autori, ci tematici, pe tematici, flori, peisaje, naturi statice, portrete, deoarece în această fază ne interesează în primul rând să relevăm forța artistică, calitatea grupului. Majoritatea expozanților de astăzi au lucrat în domeniul informațiilor, activitatea informativă fiind considerată de mulți analiști o artă. Avem ocazia acum să vedem în ce măsură există o simbioză între arta informativă și artele plastice. Este momentul să facem prezentarea expozanților. Florica Dumitru, din București. Luminița Stănciulescu, din București. Ileana Chiriță, din București. Bogdan Dițu, din București. Gheorghe Rusu, veteranul, din București. Stella Bungău, din Oradea. Simona Pop, din Cluj. Marian Chiria, din Constanța, din păcate nu a putut veni. În continuare, vom transmite microfonul specialiștilor invitați, pentru început domnului profesor Peter, critic de artă, Virgil Cojocaru Cover. Nu înainte însă de un ermeso poetic, întrucât doi picturi expozanți astăzi aici. Sunt și poeți, doamna Florica Dumitru și domnul Daniel Chelaru, vă propunem să le acordăm posibilitatea de a recita câteva poezii din creațiile proprii. În primul rând, doamna Florica Dumitru, care ne va recita câteva poezii din volumul apărut recent, Casa din inima mea, care este la dispoziție pentru cine dorește să o cumpere cu autograf la finalul manifestării. Doamna Dumitru. Un peron în așteptare, mai vin între ele, altul mai pleacă, în fiecare zi la fel. Doar gara e mereu aceeași, poate mai trist azi, nițeagă. Sunt oamenii grăbiți să treacă, nu mai privesc deloc în jur. Un tren mai vine, altul mai pleacă, dacă ești altfel,
pari nebun. Mai lasă grijile, vorbește, observă oamenii cum sunt. Trăiește viața, nu gândește. Ridică ochii din pământ. Ai să găsești alcând din floare și un cer de care n-ai habar. Și chiar de uneori te doare, iubește viața ca pe un dar. Pentru că viața e peronul pe care aștepți câte un tren. Urcă de bine, trăiește-ți dorul. Mâine nu va mai fi la fel. Partaj. Nu ne mai avem. Dar tot a mai rămas câte ceva să împărțim. Tu ai să iei lacrimile strânse în căușul palmelor care altădată zmângâiau fața plină de zâmbet. Eu am să iau amintirea mângâierii și am să o colorez până devine curcubeu. Am să-ți mai las albumul cu tinerețea pierdută în stația cu nume de anotim. Iar eu am să păstrez ierbarul cu florile teiului sub care ne-am plimbat întâia oară și care încă mai păstrează parfumul timpului trecut. Am să-ți las ție toate tristețile scrisorilor nescrise și netrimise, dar pe care le-am așteptat cu fiecare adiere de vânt. Iar eu am să păstrez fundaroz cu care le-aș fi legat. Tu ai să iei timpul dorințelor mele neîmpărtășite. Eu am să iau ultima ta privire. Apoi nu am să mai vreau nimic. Îți las ție totul, dar mai ales lipsa mea. Bărbatul ăsta are ochii de tăciune. Bărbatul ăsta are ochii de tăciune la fel ca noaptea, plină de necunoscut. Mustim de dor și cu iluzii de vândut, la fel ca mare, cu rotunde valuri ce te îndepărtează și te pierde, fugind de maluri. La fel ca focul, magice curburi impresurând cu totul visul locul și gândul la cafea prelins ca o otravă dulce amară. Ești a mea, bărbatul ăsta, cu ochii atât de negri și sufletul de catifea, l-aș ține în brațe și l-aș adora ca pe un zeu, ori ca pe un Prometeu, l-aș alungă. Bărbatul ăsta, cu ochii atât de negri, mi-a răzvrătit toți cerii. Copacul și ultimul. Câte furtuni au smuls bucăți din tine și câte creanga frunza ți-au bătut. Le-ai înfruntat și nemișcat în ploaie ai stat pentru că în tine ai crezut. Și-ai luptat mereu să te înalți la soare și să primești putere de la el, ca frunza să strălucească a viață, nici când nu ți-a ajuns nițel. Nu te-a plecat acum sub greul vremii, te luptă cu furtuna chiar de greu. Ai rădăcini adâncă și tare ca o stâncă, fii fanii cum ți-e felul și vei putea mereu. Mulțumim, Florică Dumitru. Să-l ascultăm în continuare pe specialistul în arte plastice, după întrebare. Domnul Cover. Eu vorbesc tare, m-auziți? Ne văzim bine, mi-am mărit la servus. Asta e așa că nu pot să țiu asta cu două mâini și microfonul cu mâna. Dar fiindcă sunt aici la parte de poezie, da, de bine așa, prin 1952, scriam și o poezie și eram la Cernacul pe un pincio, dar erau mai revoluționare. Inspirat de Uzina Pie, a lui Sahia, poate a citit-o, care era o novelă la vremea aia, așa, și poezia, câteva strofe, mă așa acum aminte, la porțile uzinei așteptai să-ți dea directorul picior. Cerșeai picior de lemn în locul unui cior, degeaba tu cerșeai. Uzina, nu
mânta și picioare. Era vestit, răspunsul tare și rece ca o piatră de granit. Ea nu face picioare. Și sterai de mereu corpul distrus, de acasă la director și mai sus. Uzina nu dă-și picioare, ce era peșnic răspuns. Au, au, au. Comitetul clasei hotărăște grevă pentru un picior și crește piciorul în mii de picioare și mult mai mândru crește. La porțile uzinei te luptai să-l dea directorul picior. Voiai picior de lemn în locul unui picior și singur nu erai. Hai să o aplaudăm. Vă spun, eu am scris 6 pagini, nu o să le citesc pe toate, pentru că atâta talentat sunteți aici, că pe mine m-ați îndrăgostit, că vreau să intru și eu deja 87 de ani la clubul dumneavoastră. Ce să vă mai spun, eu sunt, am terminat arte plastice, sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Pictură, sunt membru al Uniunea de Artiștilor Profesioniști din România și la Liga Navală Română, vicepreședinte. Sunt cu probleme culturale și de 7 ani, de când m-au ales pe mine, fiindcă am fost motorava Transilvania înainte de a se neca la Galați, m-au ales asta. Am adunat peste 100 de pictori în jurul nostru, în fiecare marți ne adunăm în Gridice 123, și fiindcă se împlinesc 100 de ani și trece ca Ferdinand a fost primul președinte al Izoa Române, am organizat un grup de artiști, nu fie și mai mult, și poate măcar de 100 de artiști, un secol de artă plastice, Liga Navală Română. Ne-am înloc toți, peste vreo 2-3 ani, când practic se împlinesc 100 de ani, mai scoatem un volum cu restul artiștilor și cu ăștia lați care vor să mă apară cu alte lucrări. Și ce aș vrea, vorbesc cu dânsul că e șeful, între noi șefii, hai să ne unim. Noi avem mereu spații deschise. Mâine mă duc la Muzeul Marinei Militare din Constanța. Avem expoziție 75 din toată țara, ăștia care sunt cu ligă navală, care au apă, ca dâmbovi sala lor, știți? Au și la Timișoara, și la Iași, și prunc așa. Și să fim uniți. La noi trebuie să fim membri și aici de cotizația pe an, avem și revistă, dar dumneavoastră e mult mai, mai bună. În fine, v-am spus atâtea că să știți că eu m-am îndrăgostit de dumneavoastră și toți aveți figură de oameni inteligenți. Să știți că artă și pictură nu e la îndemână oricărui vârstă. Așa că... Iar despre artiști detaliat, am scris de doamna Bungău și Daniel, pentru care îi cunoști, că restul, acum vă prima dată, vă iau telefoanele și vă promit că vă public în Dacia nemuritoare pe 4 pagini. Și în cronica timpului care e lucru. În cronica timpului a Uniunii Ziariștilor Profesioniști, în Tribuna Pensionarului și Independența Română, Independența prin Cultură, apoi ne ducem și la Plaiul Sucevene, că am și acolo pagini. Păi, Dumnezeu a făcut să ne unim. Târziu, de bine. Hai să vă dau drumul că... Expoziția de artă plastică din Tarii de Toamnă, de la Casa de Cultură Schiller, deschisă de un grup de 9 artiști plastici, este o frumoasă manieră modernă, prin care artiștii explorează cu inspirație, inteligență, talent, relația dintre realitate și imaginație, bazate pe un reușit principiu cromatic și expresivitate, pe principiu armonic și expresivitate cromatică, desen compozițional. Fiecare artist expozant a găsit soluția personală de a se exprima plastic și de a-și păstra poziția de artist creator. Merită evidențiat fiecare nume al artiștilor expozanți. Și Doamnul mi-a șelat pe toți, dar vorbind pe doamna Florica Dumitru, pictor, avocat, poet,
a avut expoziții în Austria. Mi-am adus aminte că în 71 am avut și o expoziție la Palatul Baltic din Viena, expoziție turistică, că lucram la Ministerul Turismului și după vreo 8 luni am fost chemat la guvern de către Iaroș Fazekas și mi-a terminat personal cu întrebarea lui medalia de aur, marea medalie de aur, care nu s-a acordat niciodată pentru cea mai bună expoziție care s-a odihnit pe pereții Palatului Baltic din Viena și diploma aia. Bineînțeles că n-am purtat-o decât Magherul 7, la unde eram însă, mi-a luat un ministru turismului, nu știu care din ei, pentru că în 17 ani cât am lucrat acolo, mi s-au schimbat vreo 18 ministri, așa că nu știu care. Și mi-am luat să aminte că la Austria, și voi mă bucur că au mai cântat și alții de acolo. Deci asta a fost de dumneavoastră. Stella Bungău! Este Stella Bungău din Oradea, lansată de domnul Vlaicu George la Centrul Cultural Eminescu în urmă cu câțiva ani. Subsemnatul am apreciat mult. Așa. Exponatele, florile în dosel, adevărat exercițiu cromatic al privirii, a influențat în bine publicul participant, iubitor de artă și frumusețe. Pe urmă i-am înșirat pe ăștia de care o să scriu. Daniel Chelaru, bun desenator, poet, prozator și mai ales excelent vorbitor. Ne-am întâlnit în mai multe expoziții în care lucrările sale expuse lăudau la superlativ un artist bine definit. Lucrările expuse reprezintă un frumos succes artistic de aplaudat, bazat pe muncă, talent, tenacitate, pe autocunoaștere. Asta pentru toți. Acestea reprezintă secretele profesiunii artistice și al preocupărilor profesionale făcute cu gravitate, profunzime și care, de-a lungul timpului, sigur, le-au adus un împlinit și mulțumit. Despre domnul Daniel Chelaru, aș mai spune un frumos citat aparținând pictorului maestru Octavian Grigorescu. Eu l-am apucat. Desenul este cel care unește expresiile gestuale cu cele sonore, iar cuvântul este tradus în alte semne sonore decât cele ale limbajului vorbit. Am simțit nevoia să dau acest citat din notițele scrise de Octav Grigorescu pentru a înțelege complexitatea actului creator pentru un artist, prietenul meu, Daniel Chelaru, gravitatea cu care el își asumă paternitatea lucrărilor sale în desen, dorința de a rămâne cât mai aproape de adevăr, de a fi limpede și transparent în ceea ce pune în ghilimele prin desenele sale extra-reușite, motiv de invidie pentru mulți colegi de brează. Să aplaudăm! Așa, stai cum am. Despre doamna Stella Bungău am scris în cronica timpului numărul 76 din mai 2021, publicație, când am și vernisat expoziția de pictură organizată de domnul avocat George Vlaicu în incinta Centrului Cultural Mihai Eminescu. În tablourile expuse, florile trăiau explozia naturii într-o mare armonie cromatică, creația artistică a doamniei sale debordau de viață, dând uneori sentimentul de prea mult. Voluptatea vegetației de impresia opulenței meselor cu atmosfera încărcată cromatic de un creat plin artistic. O grădină cu flori emoțională care ne plimba într-o frumoasă vadă viață artistică. Despre toți expozanții enumerați la începutul lucrării mele de cuvânt, de care atunci am vorbit foarte bine, adaug că în toate lucrările expuse se simte o mare bucurie pentru frumos,
pentru armonie cromatică, desen compozițional, cu puternic simț pentru expresivitatea plastică și artistică, care pun în valoare personalitatea artistică a fiecărui expozant. După atâtea momente de concentrare artistică și spirituală, să ne descreți în fruntea cu mai multe glumițe. Și asta vi le povestesc. Zice Picasso, era foarte supărat și prietenul lui, bă, ce e mamă, ce? Băi, mi-a plătit unul și-i fac portretul și nu știu unde i-am pus nasul. Știți că Picasso obrazul punea la fesa stângă, urechea dreaptă o punea în inimă și nu știu ce. Încă un mare destinator și zice, domnule, vreau și o să fac un fluture. Fluture, da, domnule, uite, costă $1,000 și vin după 3 ani. Ca banii dinainte, de la banii după 3 ani să zice, dumneata, am adoptat prin nevoie. Păi știți, eu sunt de la care m-am dat $1,000 pentru un fluture. Un fluture? Îmi aduc aminte, ia zic, domnule, cum vrei să fie, cu coadă, albastru de lucernă, fluture de noapte? De ce? De la de lucernă albastru, tu. Noptim. Bine, domnule, 3 ani mai ținut și mai luat banii de atât să ne-l faci în 2 minute, mă tâng pitură. De timp de 3 ani, numai fluturea de sănătate. Și acum, cea mai adăugată la autobuz, citește și fraza asta, care jumate din ele a trecut și în carte de impresii, să fie și un început. Și să, dacă nu vede nimeni scris acolo, nu scrie nimeni, și că de ce să fiu primul. Așa. Despre talentul dumneavoastră artistic se poate spune, fără a fi acuzat că exagerez, că este o mare de dărnicie spirituală și o comoară de artă și frumusețe. Talentul dumneavoastră se transformă printr-o muncă artistică picturală continuă într-o dragoste pentru artă, picturi, frumos. Dragostea pentru artă și frumos este lumea ochilor și speranța viitorului vostru într-un viitor artistic consacrat de mândrie națională și poate, cu ajutorul celui de sus și a iubitorilor de artă și frumusețe, chiar apreciere de mândrie universală. De apreciat potențialul dumneavoastră artistic, extins și dens, real, existent în cultura artistică românească de actualitate. Și mai o frază și gata. Imaginile artistice pictate și expuse au capacitatea de a dezluși mesaje și idei specifice pregătirii profesionale ale fiecărui artist expozant. Tablourile expuse ajută pe artiștii expozanți să-și manifeste cât mai bine posibil această vocație fundamentală, dragostea și iubirea pentru artă și frumos. Felicitări și aplauze că le meritați! Dar să știți că 5 nopți mi-a luat ceea ce v-am citit de altă 7 minute. Mulțumim, maestru Cover, și un nou intermezzo, poetul, pictorul, scriitorul Daniel Chelan. Domnul, se aude? Se pare că e... Apătați pe butonul, eu butonul. Se aude, da? Da. Eu sunt Daniel Chelaru, eram ultimul pe listă și a mai fost cineva, un personaj ultimul pe listă acum vreo 30 ceva de ani și a ajuns în fruntea bucatelor. Și pe semne că asta, domnul general, nu m-a mai pomenit ultimul pe listă cu voia dumneavoastră și Daniel Chelaru. Se spune despre pictori că ei scriu poezii cu ajutorul culorilor și despre poeți că pictează cu ajutorul cuvintelor. E un lucru foarte adevărat. Pentru că evenimentul din seara asta este închinat toamnei
Am ales câteva poezii din volumul care va cunoaște tiparul peste puțin timp și pe care o să vreau să-l intitulez Mai dă o ploaie toamnă. Mai dă o ploaie toamnă, cu dorul mă învie și lasă-mi ruciniu ce dracu să nu știe, să înșoptească frumoasele povești ale frunzelor glutind ce-mi cântă la ferești. Era închină de vara care acum e departe. Acum, de viețuierii, o flipă ne desparte. Tu-i ține lângă mine, că vreau să te mai iau, să te împletesc cu cerul în care te visam. Aruncă-ți peste vară mantia de brumă, cu frunza zveștejită, șterge orice urmă, acopere pământul cu flori de tufănele și mâncâie cu ploaia oftatului pe mele. Tu-i mai păstra în suflet, așa, îmbrăcat în dor, o amintire din vremea iubirilor ce mor, mai cântă normanță în ploaia asta rece, mai cântăm, Doamnă, că timpul mi se trece. Iarăși toamnă. L-am văzut aseară, stând la poartă, să uitau urât și aveau chef de spadă. Își ținea de sacele de toartă, una dădea să intre, alta să iasă din o gradă. Iar te-ai grăbit să vii, îi spuse vara, trimițând în zare un șirul de bucur. Am venit la timp, uite, se lasă seara, a spus și doamna acoperind cerul cu nori. Bine, atunci eu plec, când nu e încă noapte, te las să-ți faci de cap până la iarnă. Și a plecat să-l tândă saga în spate, când norii cenușii au început să ceară. Iar toamna închise poarta în urma verii, așternând covorul gros de frunză moarte, pudrând totul cu brumă în pragul serii, în timp ce vara se ducea departe, tot undeva. Gânduri. Când m-am născut, n-am fost singur, ci m-a însoțit sufletul meu care a crescut, dar n-a îmbătrânit odată cu mine, dragul de el. A păstrat în adâncul lui tot ce eram pe care să uit, transformându-le în amintiri. Am așezat pe mulțime la umbra lui. I-am îngâiat părintește, le-am luminat drumul, în timp ce eu trăiam cu visele, cu dorurile mele. Am trăit, am iubit. Am iertat, pentru că nu pot să urăsc toată ura care m-a ispitit, am transformat în iubirea cu care i-am înconjurat pe cei care au meritat, în iubirea pentru frumos și pentru viață. Am primit și reproșuri născute de frustrări, de visele împlinite, din speranțe apuse odată cu răsăritul nemulțumirilor unor vieți deșarte, trăite în iluzii și ale căror cărămiți boară una câte una, lăsând loc de șertăciune. De ceva timp, Bunul Dumnezeu, Marea Bibliostemie, m-a binecuvântat cu zile pe care mi le-a colorat în azuriul speranței, în culorile calde ale fericirii, umplând un cămara sufletului cu roade unei vieți împlinite. Câțiva, amăgiți de chimere, au ales să plece în viața mea, iar acum rătăcesc ca să găsească cheia cu care să redeschidă poarta inimii mele bătrâne, plină de petece, atâta timp cât încă mai bate. Nemărcinire. Pe cerul toamnei mele, clipele, ca niște luni și luni de cocor, se pierd spre zarea infinită, simțind apropierea iernii, știind că dioceii de la tâmple nu vor mai fi nicio primăvară. Gândurile, frunzele stejite, cad în copacul vieții, umpluindu-se în lina lor cădere, așteptând iarna cu zăpezile care le vor acoperi cu albul tăcerii. Doar soarele, cu lumina lui blândă, ne mai mângâie obrajii, aducând un elicărit de speranță, luminând culorile frumoase ale toamnei în tonuri optimiste, deși vânturile rece ale deznădejdii adună din când în când gloate de nori, care să ne aducă aminte de miezurile care stau să vină. Aleile colorate de trăirile noastre, de florile unei vieți pe care n-am trăit un zadar, ne poartă înainte, tot înainte, până când totul va deveni nemărginire. Foarte mult!
exprimare literară și artistică. Aș vrea să vă semnalez prezența în sală a domnului colonel în rezervă Filip Teodorescu, președintele de onoare al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă din SRI și directorul revistei Vitralii Lumini și Umbre. În continuare, o să îi ofer microfonul doamnei Vivian Cazan, care a făcut efortul să pregătească o prezentare a tuturor celor nouă expozanți din această manifestare. Să așteptăm cu mare interes să vedem care sunt opiniile dumneei. Acest vernisaj vitralii de toamnă, ce denumire frumoasă, poate aflu cine a venit cu această idee a acestui nume a evenimentului, însă titlul te îmbie la o euforie sentimentală. Președintele Asociației Pensionarilor. Foarte frumos, îmi place foarte această idee. Da, foarte, un nume foarte frumos. Și pentru că am această ocazie să fiu printre invitații de onoare la masa vorbelor, cum îmi place să spun, trebuie să știți câte ceva despre mine. Mă numesc Vivian Cazan, de profesie jurist, acum moderatoarea unei emisiuni de televiziune, o emisiune în care am așezat în centrul atenției emoția, trăirile, latura sentimentală, de fapt și numele emisiunii e sugestiv, destine și confesiuni. Apoi trebuie să vă spun că am și o inclinație artistică. De curând am lansat o carte, un roman, cu o latură proeminentă psihologică, însă nu am venit aici, numai din această postură, ci mai ales din aceea, de admiratoare de frumos, o admiratoare a artei, acolo unde avem de-a face cu creația. Pictura fiind una dintre aceste forme de exprimare. Fie că ești scriitor, pictor, actor, compozitor, ai la îndemână același instrument care se numește creație. Am aruncat un ochi de cum am intrat aici asupra exponatelor. Sunt multe, variate. Îmi trebuie mai mult timp să le pot admira până la cele mai mici detalii. Până acolo, când emoția transmisă de culoare rămâne ca un balsam atât pe retina ochiului, cât și pe pergamentul sufletului. Mulțumesc acestor pictori minunați, ale căror exponate ne-au adus astăzi aici, în lumina dulce a frumosului. Mulțumesc iubitorilor de artă că au ales ca în această seară mirobolantă să fie alături de noi. Eu mi-am pregătit, de fapt, îl substitui pe domnul George Blaicu și ne-am pregătit așa cât o scurtă caracterizare, câteva cuvinte despre fiecare dintre voi, cei care aveți astăzi această expoziție. Nu știu ce măsură timpul ne va permite, da. Eu o să încep și o să vedem. Vom vorbi mai întâi, am luat în ordinea listei despre doamna Florica Dumitru și spun așa. Artista Florica Dumitru, de o modestie exagerată, a declarat de curând: nu sunt
un pictor autentic îmbrac hârtia și pânza cu ceea ce simt. Așa este? Foarte frumos. M-a impresionat această declarație a dumneavoastră. La un ziar undeva ați declarat acest lucru. Chiar m-au emoționat aceste cuvinte. Și spun eu, ba da, Florica Dumitru, sunteți un pictor autentic. Aceste picturi minunate sunt rodul creației dumneavoastră. Autenticitatea frumuseții lor este de netăgăduit. Picturile dumneavoastră au o puternică amprentă a realității. A trecut foarte, foarte repede timpul de la expoziția personală deschisă la Casa de Cultură Ion Manu din Otopeni, cu o săptămână înainte de a participa la expoziția internațională din Elveția. Așa încât ați depășit granițele țării. Extraordinare lucrările dumneavoastră, astfel cum au fost admirate și de criticul de artă George Glaicu. Acest artist pur și simplu pictează atât de sensibil, cu tot atât de sensibile îi sunt poeziile pe care le găsim în acest volum de versuri, pe care și eu l-am împrumutat la rândul meu de la domnul George Glaicu, de aceea știu câteva dintre aceste poezii. Dacă vreți să ne spuneți, la câte expoziție sunteți astăzi? Eu sunt moderatoare de televiziune și nu mă pot ține să nu pun câte o întrebare. Mulțumesc foarte frumos! Aș începe întâi să vă spun că inclusiv coperta cărții este pictată de mine. Să zicem că prima mea expoziție începe cu asta, deși, în realitate, am expus prima oară la acum 2 ani, la evenimentul organizat de către ATSA, este o organizație de pe lângă Uniunea Națională a Barurilor din România, care de ziua avocatului organizează în incinta sau în polul mare a Curții de Apel București, sunt expuse toate creațiile avocaților, indiferent dacă este pictură, carte, rochii sau bijuterii. Acolo am avut curaj pentru prima oară când una dintre colege a întrebat organizarea evenimentului a fost ca fiecare dintre avocați să recomande pe altcineva care face ceva în timpul liber. Colegii m-au recomandat pe mine și atunci am îndrăznit, pentru că până atunci, de ziua mea, făceam mini-expoziții în birou cu prietenii. Așa am început. Și apoi am expus. Atunci a fost prima oară când am pășit și cu carte. Și acum, da, după aceea în fiecare an, deci 3 expoziții la Curtea de Apel București cu acest prilej, o expoziție personală la Casa de Cultură Ion Manu, expoziția colectivă din Elveția, două expoziții la Palatul Parlamentului organizate de doamna Lalic, Ingrid Lalic, expoziții colective, așa cum am spus, și această expoziție colectivă cu colegi și prieteni. Vă mulțumesc foarte mult, nu le-am numărat, dar acestea sunt. Noi vă urăm să aveți un drum cât mai lung în acest itinerariu al artei, atât în pictură, cât și în poezie. Vom trece acum la doamna Stella Bungău. Bună seara! Artista Stella Bungău a declarat atât de natural la una dintre expozițiile sale: nu sunt un om al vorbelor, discursul meu îl găsiți în lucrările mele, vă doresc să le simțiți parfumul. Se referă, desigur, la parfumul florilor. Așa este. Informația mea este reală. Am aflat că a fost încurajată spre această artă de către copilul ei, care i-a îndreptat pașii spre pictură. Vreți să ne spuneți cum a fost cu băiatul? Ați fost dezamăgită inițial și băiatul v-a spus să continuați?
Cum a fost? Nu. De fapt, ce s-a întâmplat? În decembrie 2017 am trecut de rezervă. Și fiind preajma în preajma sărbătorilor, ca orice femeie eram ocupată cu pregătirile de sărbători. Au trecut sărbătorile, a trecut o lună, două, am dat impresia că sunt într-un concediu prelungit. Dar la un moment dat am zis, de acum înainte, ce se întâmplă cu mine? N-aveam nimic acela decât ceea ce înseamnă să fii soție, mamă și așa mai departe. Și într-o seară, la o discuție cu fiul meu, care și el pochetează cu pictura, el e arhitect, 38. Mulțumesc. Mi-a zis, păi tu, mama, tot timpul spuneai că ești mare admiratoare a picturilor, că ți-ar place să încerci. Să zic, n-am eu talent pictoricesc. Uite, eu îți cumpăr o pânză, îți cumpăr culori și dacă nu o să iasă nimic, le avem. Da. Dacă nu-ți iese nici a doua, o avem și pe aia. Dacă nu-ți iese nici a treia, clar, mai nici deloc talent. Câte ați ars? N-am ars niciuna. dar așa, încep, cu paștii mici, fără absolut nicio pregătire de specialitate, autodidact. Am început să pictez ceea ce vedeam cu ochii minții, cu sufletul, cu... Cam asta. Deci, așa am început. Deci, băiatul v-a îndreptat. Da, copilul meu a fost cel mai... Da. Trebuie să amintim aici că la data de 17 mai 2021 a avut loc vernisajul expoziției de pictură și grafică Flori de Mai, un eveniment de maximă emoție care a adunat un public consistent și care a avut loc la galeria din cadrul Casei de Cultură Mihai Eminescu din București. Acest debut în luna mai nu a fost întâmplător gândit pentru această dată și spun asta întrucât artista s-a născut în frumoasa lună mai. Pe cât mai sunteți născută? Pe 15 mai. Iar cel care a pus umărul la acest eveniment, domnul George Vlaicu, avocat, scriitor și jurnalist, a făcut în așa fel ca această galerie să fie o adevărată grădină cu flori. Așa este? Da. Da. Ați mai avut și alte expoziții în afară de aceea și cea din această seară? Pe scurt. Da, am avut o expoziție umărată. În 2019, la inițiativa domnului colonel Petrean Ioan, la momentul respectiv președintele Asociației Rezerviștilor din SRI Bihor, după aceea cea organizată de domnul... Înainte am fost invitată cu picturile mele la asociația noastră, la a patra. Un caz ieșit din uzanțele administrației locale a fost acela că primăria sectorului 2 va cumpăra 7 tablouri, 11. Deci informația mea e că au cumpărat 7 tablouri, deci 11 tablouri, pe care le găsim și astăzi expuse în sala de festivități a primăriei. Așa înțeleg. Da. Asta a fost informația mea. Da. Dacă ar fi să redăm în câteva cuvinte întregul arsenal de pictură aparținând de acestei pictorițe, am putea spune cam așa. Un pictor al detaliilor în cea mai frumoasă explozie florală. Vă convine așa? Așa. Mult succes pe mai departe sau aplaudăm. Următoarea artistă, Luminița Stănciulescu. Fiera mai sensibilă și mai discretă, Luminița Stănciulescu s-a afirmat în ultima vreme ca o artistă veritabilă, fiind remarcată în diferite cronici semnate cu nume importante ale clicidată, precum Speranța Ștefănescu, Elia Bocină și alții, de asemenea, fiind evidențiată în paginile dedicate artei în revista Cronica Timpului, cea mai numeroasă publicație
a Uniunii, niciodată n-aș fi să numesc, Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Picturile sale se evidențiază printr-o tușă accentuată a culorilor și chiar a contrastelor, îmbinând astfel culorile și umbrele, astfel încât imaginea finală ne apare aitoma unei imagini pe care o vedem nemijlocit, de exemplu, într-un decor, să spunem. Luminița Stănciulescu a participat la o expoziție de artă plastic cu scop caritabil în beneficiul Societății Naționale de Cruce Roșie din România. Da. Tema expoziției a fost botanica? Sau care a fost tema? Botanica. La care ați participat cu două lucrări. Ne spuneți cu ce lucrări ați participat? Dacă țineți minte. Nu mai țineți minte. Da. Probabil cu două lucrări florale. Da. Flori de cireș și acum așa mai este. Da. Aici. Ați participat cu două acolo. Le aveți și aici. La final, să nu uitați să ne le arătați. E normal să nu mai ești. Exact. S-au fost printre picturile. La foarte multe. Că i-am și răspuns. Printre picturile acestei artiste am remarcat peisaje de toamnă, de vară, cu maci. Vă plac maci? Da. Da. Alte flori, dar și picturi abstracte. Ne dați un nume? Arabesc. Arabesc. Foarte frumos. Ați adreptit. Da. Obiecte, decoruri, palete largă de creație, nu? Da. Pictura este caldă, învietoare. Dacă o privim cu atenție, îi simțim mângâierea. Exhibă mesajul de bucurie, oferirea simțurilor, ceva ce pătrunde imediat la casa sufletului. Vă place caracterizarea? Vreți să ne spuneți ceva legat de expoziția de astăzi? Câte tablouri aveți aici? Cred că 9. Mi se suflă casca. Mă bucur că sunt alături de atâția artiști. Mă mângulești în situația în care sunt. Mă uit la lucrările mele și nu-mi vine să cred că decorează atât de frumos simezele și totodată sunt atât de multe lucrări frumoase că n-aș putea numi una. Este o expoziție deosebită și te felicit pe toată lumea care a expus și pe susținători și îmi cer scuze că am emoții de fiecare dată când vorbesc la microfon. Vă mulțumim foarte mult! Laura, viața artistică lungă. Mulțumesc! O să o avem acum pe doamna Ileana Chiriță, dumneavoastră, bună seara! Încep a spune faptul că Ileana Chiriță a participat la expoziția comună Armonii cromatice în spațiul Identitar Românesc. Mi-a spus bine? Da. Deschisă până pe 8 noiembrie la Casa Armatei din Iași. Cum ați împărțit lucrările? Aveți o parte acolo și o parte aici? Aveți și acolo și aici? Da? Vă spun. Poftiți. Așa, bună seara! Sunt onorată și bucuroasă că pot expune alături de colegii mei pe simezele acestei locații minunate. Mulțumesc organizatorilor și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Despre expoziția de la Iași, este a doua expoziție personală pe care o am anul acesta. Am împărțit-o. A fost legată, de fapt, de un eveniment. Inaugurarea ansamblului Statuar, pe esplanada Cercului Militar de la Iași, care va cuprinde mai multe busturi ale unor personalități marcante ale istoriei noastre. Interesant. Da. În acest context am fost invitată să-mi expun lucrările, pe care le-am grupat în o latură, să spunem, tradițional patriotică, având niște tablouri direcționate și anume veterani de război, portrete țărani și portrete de țărani și
Românțe. Am o pasiune pentru caporalul Mușat. Asta e pe lângă, pe care l-am sugrăvit, un grenadier, pe care l-am sugrăvit în mai multe pânze. Și totodată a fost legată și de partea autumnală, mai multe lucrări de toamnă. Aici expun 11 lucrări, am peisaje, am flori, câteva peisaje recitaline, da, și cam atât. Mulțumim! Eu vă mulțumesc! Important de la această expoziție, mă refer la cea de la Iași, a fost difuzat pe termenul Moldova Plus, la al cărui studio din București, sunt chiar eu moderatoare. Sunteți un pictor cu trei nume. Ileana Chiriță în buletin, în actele oficiale, nu? Ileana Chiriță cu capa. Unde vă semnați cu capa? Pe Facebook. Și Ilea Nemoare Arta, Ileana, așa vă semnați pe unele lucrări. Pe ce lucrări v-ați semnat, Ileana? Pe toate? Pe toate? Vă semnați, Ileana? Ileana, iar N este inițială tatălui meu. Am înțeles, N mare, adică să înțelegem. Ilea Nemoare Arta, așa vă semnați ca vă uitați. Ați dat un interviu la o agenție de presă culturală. Și vă zic pe scurt așa, artista a răspuns cam așa. Despre mine, într-o altfel de cromatică. Foarte frumos, mi-a plăcut, de asta mi-am și însemnat această propoziție. Aș spune pentru început că sunt în această prezentare nu pentru că acum aș descoperi lumea culorilor, ci pentru că încerc să mă așez cumva în acest peisaj. Foarte frumos, cuvintele dumneavoastră. Artista mai spune, cochetez cu pictura de 3 ani. Când ați dat acest interviu? De mult? Deci, cam de 3 ani, de acum. Deci am expus prima oară în 2023. Dar probabil că ați început să lucrați. Am participat la peste 30 de expoziții colective. Super! Două personale. Spuneți așa, cochetez cu pictura de 3 ani, în stilul meu naiv și autodidact, până de curând când am început să urmăresc cursurile online ale profesorului Adrian Negrea. Vă ajută aceste cursuri? Da. Spuneam că a fost o inițiere benefică pentru stilul meu naiv. Din două rațiuni, spuneți. Aceea de a-mi demonstra că pot să visez în această realitate și le-am dat valoare timpului trăit. Foarte frumos! Ce cuvinte frumoase! O galerie impresionantă aceste pictorițe, peisaje de vară, de iarnă, de toamnă, biserică, interior de casă, flori. Vă place liliacul? Am observat în tablourile dumneavoastră că puneți accent pe această floare. Un pictor, aș spune eu, în plină ascensiune, să-i urăm mult succes în continuare. Am sărit în cuvânt? Da. Cochetez cu pictura pe 3 ani. A sărit pe de la 3 ani. Foarte frumos, da. Da. Urmează domnul Daniel Chelaru, despre care am aflat că îi place să se prezinte singur. Din acest punct de vedere ne asemănăm. Înainte, chiar când am ajuns aici, am spus să moderatorului să nu mă prezinte, să-mi spună doar numele, că îmi place să mă prezint eu, așa cum consider eu, că sună mai bine, nu? Din aceleași rațiuni și dumneavoastră aveți aceeași abordare. Cu toate acestea, mă lăsați să spun eu câteva cuvinte și pe urmă vă dăm microfonul și completați, da? Bine, o să plătesc bine, o să... vă dăm poate șampanie sau nu voie aici, nu avem probabil voie. Bun. Deci, domnul Daniel Chelaru, suntem în fața unui nume rezonant. Deci, suntem în fața unui nume rezonant în lumea artiștilor, cu multe participări la expoziții de grup organizate în toată țara.
Dar foarte important că în ultima perioadă a preferat să-și organizeze expoziții personale în multe orașe din țară. Expoziția apreciată de critici de artă și cu participarea unor posturi de radio și televiziune, l-am urmărit chiar și eu în câteva materiale, să ne enumerați câteva dintre aceste expoziții, doar să ni le enumerați. Acum? Da. Păi, prima expoziție pe care am avut-o, prima personală, a fost la Giurgiu, în 2017. După aia am fost în București, câteva, numai anul trecut au fost 7 în București. La sfârșitul anului, de fapt în august am avut la Sibiu, culoare în Piața Mare, la Vâlcea, în Moldovean, la curtea lui Anton Pan, și tot la Vâlcea, la sfârșitul anului, la Muzeul Satului Vâlcean. Anul ăsta, la începutul anului, am avut la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu. După aia, la Festivalul Artelor, expoziție personală la Palatul Copiilor. Între 9 și 22 septembrie am avut expoziție la Bârlad. Expoziție și lansare de carte, pentru că la mine acasă, acolo unde m-am născut eu, nu făcusem lansare de carte, expoziția purta numele, am fost un om cu o valiză. Așa, deci am dus valiza înapoi de unde am plecat, la 19 ani, acum la 62 am dus-o înapoi acasă. Cam astea sunt pe scurt expozițiile. Și vis-a-vis de faptul că vorbesc eu despre mine, nu poate să o facă nimeni mai bine, pentru că nimeni nu mă cunoaște mai bine decât mine. Mai mult decât atât, se vehiculează un obicei, ca să... Dar mai bine nu spun, nu o să spun în particular. Mulțumesc! Bine, maestru! Aduc aminte și dumneavoastră, dar vreau să punctez și eu încă o dată. Am fost un om și o valiză, așa s-a numit. Cu o valiză. Deci am fost un om cu o valiză, așa s-a numit prima expoziție organizată la Bârlad, locul în care... Ultima. Nu, la Bârlad. La Bârlad este prima. Este prima la Bârlad, da? Așa. Locul de naștere al artistului. Acolo ați lansat și acea carte de proză. Da. Care cuprinde întâmplări din viața dumneavoastră. Chiar vă rog. De mic copil m-a urmărit spectrul ăsta al valiziei, pentru că ai mei voiau să scape de mine, cum am scăpat și de fratele meu, să ne trimită la muncă. Că așa se obișnuia pe timpuri, scăpai de povară. De regulă, fetele erau pietrele în casă, se pare că și băieții, în unele situații, erau pietre în casă. Deci am stat cu spectrul valizei. În 1982, valiza chiar mi-a devenit un obiect indispensabil pentru o perioadă de 19 luni jumate cât am făcut stagiu militar. Era valiza de cătărie. Valiza de cătărie mi-am luat lucrurile necesare și în țărtărașul ăla acolo secret mi-am luat și amintirile cu mine, pe care le aveam de cei 19 ani de viață. Am rămas în București, aici a devenit acasă pentru mine. Dar nu după puțin timp, valiza de alarmă, valiza a devenit iarăși indispensabilă, valiza de alarmă. Militarii știu ce e valiza de alarmă, cutia de conserve, suta de avarie și așa mai departe. Ei, am renunțat la valiză, da, în momentul în care, în 2016, am încetat activitatea. Dar amintirile în sertăraș au rămas și le-am dus înapoi. Valiza a dispărut odată cu lansarea de carte și expoziția de la Vârla. Mulțumesc! Aș vrea să evidențiez aici două dintre tablourile sale și anume, să mă corectați dacă greșesc, muncitorul, nu aveți, și bătrâna torcând. Da, înseamnă că aici... Gânduri. Da? Și, acela este, și da. Acela este. Deci acelea sunt, că le recunosc, le-am văzut, dar denumirea înseamnă că am luat o
greșit, despre care se poate afirma că sunt adevărate capodopere, puteți privi chiar aici în spatele nostru. Numai un artist foarte valoros, cum este Daniel Chelaru, poate să surprindă în elementele cele mai mici sau mai intime, trăsăturile fizice, dar și mesajul acestor personaje. În tabloul, primul tablou, Gânduri, se observă până și detaliile irișilor, expresia omului după o zi de muncă, poate și resemnarea în fața greutăților, dar parcă mai mult se evidențiază pe fața lui dorința că în ziua următoare ar putea să ia lucruri de la început. Iar în celălalt tablou, dacă privim tabloul fix mai mult de 10 secunde, să ne spuneți dacă este adevărat, aproape observăm învârtirea fusului și dacă privim ambele tablouri cu ochii sufletului, nu se poate să nu vedeți în aceste chipuri chipurile bunicilor sau bunicelor noastre. Daniel Chelaru este un artist desăvârșit, trebuie să afirmăm asta, foarte expresiv. Și iarăși mă întorc la domnul John Gendlaicu, fără să vreau, care urmărindu-l în urmă cu 2 ani, la o expoziție la sala Palatului, a afirmat că Daniel Chelaru este cu totul și cu totul original, neputând fi încadrat strict în vreun curent clasic, spune dumnealui, iar după mine, dacă vreți să știți și părerea mea, având în vedere această relație umbilicală între artă și realitate, cred că se încadrează într-o formă modernă a realismului în pictură. Cum este opera picturală a lui Daniel Chelaru, tot așa îi sunt și versurile, pentru că scrieți și poezii. Și poezii. Asta v-am spus la început, că avem ceva în comun, acele lucruri că ne place să ne prezentăm singuri. Urmează doamna Simona Pop. Doamna Simona Pop, bună seara. De la Cluj. De la Cluj. Iată, de data aceasta, o artistă, aș spune, misterioasă, după aparițiile pe platformele virtuale. Nu prea sunteți pe aceste platforme. Vă ascundeți acolo undeva. E greu pentru un jurnalist să, dacă, să vă caute. Nu știu cum vă caută. Așa. Însă aparițiile în sfera artei nu sunt deloc de neglijat. Dimpotrivă, tablourile acestea te țin cumva în fața culorilor, creându-ți acel culoar intim spre meditație. Vă rog să ne spuneți câteva din creațiile dumneavoastră și în special să ne spuneți despre cea pe care o aveți la suflet. Bună seara! Sunt onorată că mă aflu printre artiști de valoare. Mă simt chiar cu mică, fie la început de drum în acest domeniu. Pot să spun că este chiar primul vernisaj pentru mine. Am avut doar o mică expoziție de 1 decembrie în cadrul Asociației Pensionarilor din Cluj, când așa, cu câțiva colegi am expus o mică parte din creațiile mele. Acum am venit, să spun, la drum lung și mulțumesc domnului general că m-a obligat cumva să expun, că eram așa puțin mai timorată, nu prea am încredere în ceea ce am produs, ceea ce am creat. Și cel mai mult îmi place să pictez marea. Deci marea e sufletul meu. Am foarte multe creații pictură cu marea, dar am mai încadrat de multe ori și maci. Nu am aici. Și mai aproape să vă pot și dacă... Nu am aici acele tablouri, dar le port în suflet. Deci marea și macii sunt sufletul meu. Am început să pictez în pandemie, când știți bine cum a fost socializarea mai închisă. Le-am cumpărat fetelor mele cadou de Crăciun, picturi pe numere. Și cum ele erau ocupate cu învățat, cu
ce mai aveau atunci alte proiecte, tot un an, și am zis, de ce să nu încerc eu? Și am făcut, din cele trei cumpărate cu un era cadou meu, așa, le-am făcut pe toate trei. Pe urmă mi-am zis că mă simt ca și cum aș lucra în pictură la ordin. Că urmez niște ordine pe numere. M-am gândit că ar fi bine să fac la liber ceva. Și am explodat. Astăzi un pic, mâine încă puțin și am ajuns la un număr destul de mare de tablouri care... Nu aș putea spune că sunt chiar tablouri, nu sunt toate ramate, sunt folii. Am ajuns la vreo 200 de ce am, dar de hârtime mici, de hârtime mai mari, prinse de... Le-am expus în casă unde am avut loc. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Urmează domnul Marian Chirea. Este? Lipsește? Chiar dacă lipsește câteva cuvinte, să ne bucurăm să îl cunoaștem din Constanța, din Constanța pe artistul Marian Chirea, cu exponatele sale, artist care și-a lăsat amprenta asupra acestei arte prin faptul că participă alături de ceilalți la îmbogățirea unei laturi a creației, pictura, cu o formă de exprimare proprie. Acest artist dezvoltă o modalitate aparte de emoție atunci când îi privește exponatele. Dacă e să luăm în calcul faptul că pictura nu este doar o formă de expresie, ci o formulă de a-ți găsi liniștea interioară și echilibrul în timp ce pictezi, cu siguranță aceste lucruri pot fi îngrezărite în lucrările sale, care evidențiază liberarea unei energii parcă ascunsă undeva în interiorul ființei lui. Aș fi avut câteva întrebări, dacă ar fi fost prezent. Să-i urăm viață lungă în artă și să-l vedem la un moment dat și pe lunga lui, la o următoare. Le-am văzut când am venit, uitați, le priviți, lipsește domnul Marian Chirea, dar ne bucurăm că exponatele lunga lui se află în această sală. Acum o să vorbim puțin despre domnul Bogdan Dițu. Artistul Bogdan Dițu cred că este un veșnic romantic. Greșesc? Dacă... Da? Se potrivesc versurile lui George Coșbuc, respectiv, cred că le știți. Și câmpul, și fâneața, și pădurea, toate sunt martore la visele noastre. Bogdan Dițu, peisaje cu suflet și culoare. Da? Forma. Așa, expoziție de pictură și expoziție de vânzare. Ați avut cu acest titlu? Unde? Da, la galeria Format. Păi, venim. Deci această expoziție, peisaje cu suflet și culoare, expoziție de pictură, unde a fost aceasta? Da, aceasta a fost la galeria Format, pe Maghiero, unde am avut trei lucrări. Am fost, pot să zic, oarecum măgulit că am fost primit alături de niște nume celebre ale artiștilor. Trebuie să mă bucur. Dar nu știu ce să zic. Dacă cât e suflet, cât culoare în exponatele dumneavoastră? Cred că mai mult e suflet, pentru că am o predilecție pentru negru și pentru umbră, nu știu ce, dar mă simt bine. Și pot să zic că mă exprim și colorat, dar și în tușele astea ușor mai închise la culoare, dar care transmit, sau sper eu că transmit. Șeful mă întreba. Spune-ne câteva lucruri despre expoziția de la Balci, la care ați participat, în urmă cu două luni, tu, Luminița și Mariana David. Da. Ce să zic? De fapt, cred că ar trebui să spunem că, în general, participăm la foarte multe expoziții colective, expoziții de grup. Expunem eu și Luminița, spre exemplu, din, de anul trecut, din 2023. Cred că până acum am strâns peste 30 de expoziții, ca și colega noastră, Iana.
suntem într-un grup frumos, am ajuns să expunem la Balcic pe o temă destul de interesantă, Magic Balcic, în care noi ne-am propus să nu aducem neapărat castelul sau regina, pentru că ar fi poate niște motive destul de desuzitate de ceilalți participanți la expoziție, iar noi fiind, să spunem, niște participanții noi, cum ne-a zis și domnul general, că suntem printre cei mai tineri din, dintre pictori de aici. V-ați prezentat cu? Și am zis să pictăm altceva și am adus Marea la Balcic, capul Caliacra, cum l-a avut și Luminița, deci am venit cu ceva din zonă, dar care să trezească, eu știu, un impact vizual participanților aia. Nu plecați, rămâneți aici. Veți observa, dragi invitați, că atunci când vorbim de picturile lui Bogdan Dițu, acestea sunt asociate mereu cu sufletul. De aceea, picturile acestui artist reflectă, în primul rând, culoarea sufletului său și mai apoi culoarea acoarelelor. Câte exponate aveți astăzi aici? Astăzi am 9. Sunt o tematică diferită, am încercat să venim și cu toamnă ca să fim pentru vitralele de toamnă, dar totodată am vrut să punem în evidență și câteva lucruri pe care le-am avut în niște expoziții anterioare, atât eu cât și Luminița, și să încercăm să ne armonizăm lucrările pe care le-am adus. De aia, deși vedeți pe cele alb-negru din camera alăturată, de aia o să le vedeți și pe cele care au un iz de publicitate de produs, unde sunt măcinicii, ouăle și prăjitura de la casă. În camera asta eu am 1 și Luminița are 3 și în camera cealaltă sunt restul. Deci până la 9 și 9. 9 și 9. Care este cel mai aproape de sufletul dumneavoastră? Cel mai aproape de sufletul meu cred că sunt cele care pleacă. Pentru că o să-ți fie puțin dor sau poate mai mult dor, nu știu cum vă simțiți ceilalți, dar când pleacă lucrurile de la dumneavoastră, orice le faci cadou și le faci din suflet, dar tot îți rămâne undeva și îl cauți pe perete, că la dai acolo acasă, sau mai ales când se vinde. Mi-e greu să spun tare clar, mie fac foarte mult, mie fac toate. Și cred că aici ar trebui să ajungem să ne îndrăgostim de el și în momentul în care el ne place, cred că a ieșit ceea ce ne doream. Cea mai apropiată lucrurile de sufletele noastre este cea care urmează. Care e deja început. Vreau să fac o precizare. Am dificultăți când redactez agenda Cenaclului pentru revista Vitrali, dintre ei în 3 luni, datorită listei destul de bogate de expoziții ale lui Dițu Bogdan și ale lui Luminița. Adică sunt foarte, foarte harnici și foarte prezenți pe simeze. Lună de lună au una, două participări cu 3-4 lucrări în expoziții tematice colective. Felicitări pentru ce fac. Pentru că vorbeam de suflet, vă doresc ca sufletul dumneavoastră să vă inspire cât mai mult. Trecem la ultimul artist, domnul Gheorghe Rusu. Bună seara! La fel și dumneavoastră, sunteți foarte greu de găsit. Ne dați bătăi de cap jurnaliștilor. Ce facem? Cum ne documentăm când vrem să ajungem la dumneavoastră? Să ne spuneți. La asociație, la sediu. Cum faci? Cum procedăm? Deci, și luați loc aici, lângă mine. Luați loc, dacă stați în picioare. Ne-a ajutat la panotare, a fost... am înțeles. Ce ori a stat de aici? Deci când vorbim de artistul Gheorghe Rusu, ne gândim la opțiunile felurite pe care le are un pictor în a-și alege culoarea, zic eu, și la opțiunile infinite de a le combina. De ce? Pentru că și prin culoare se transmit emoții. O cromatică balsamică ne face să ne oprim mai mult în fața unui tablou.
Iar dacă avem răbdare și ne ducem cu privirea pe striațiile cele mai fine ale picturii, putem descoperi ce se ascunde în sufletul artistului. Să ne spuneți câte tablouri aveți în această seară aici și care vă este cel mai drag. Care ați vrea să nu se vândă primul, să-l mai puteți vedea? Aici am 8. 8 tablouri. Din circa 140, mai sus, mai sus. Din circa 140 care le-am de-a lungul anilor. Deci primul tablou a fost când am terminat liceul pedagogic din Galați, la rugămintea doamnei Băcescu, profesoara de științe naturale, să-i pictez în aur, păuni și cocoșul de munte. Și pe vremea aia, culorile de la fondul plastic erau nemaipomenite, și am făcut primul tablou, pe unul, cocoșul de munte, care a rămas la muzeul din liceul Cosache Negri din Galați. Remarcat am fost cu talent la desen de profesorul care l-am avut. Abar nu aveam să transformă în talentul ăsta. Plecat în armată și în școala militară și tot, s-a cam La 10 ani am mai prins câte ceva. Cele mai multe sunt făcute în ultimii 7-8 ani. Preferința mea a fost, am început cu flori, tot felul de flori, de câmp, de maci, de malele, de trandafiri, de dușori. Și asta, acum am vin cel mai la îndemână, așa că nu prea am timp să stau la ceva de lucru. De fapt, altă activitate n-am. Sunt vrotul de 10 ani și pe lângă citit și gătit și făcut curățenie, cam două ore jumate maxim pot să mă așez la șevalet, ca altfel de somn. E prima expoziție la care particip. Nu știu, am fost singuratic așa. Vorba aia, am zis aici, contraspionajul meu e activitate ca să o vinzi întâlnic. Și mi-a și făcut să moară așa, ca să mai mult să asculte decât să vorbești. Și atunci nu prea sunt sociabil așa. Cea puțin asta e interesant. Am ajuns aici datorită domnului Teodorescu, care m-a recomandat acum 2 săptămâni, deci nu știam că n-am expus niciodată, m-am împrăștiat la prieteni, la... Ai multe expuse la mine acasă. La cunoștință, la cât cu doctor. Deci, cam asta e activitatea. Și acum am o gamă, încerc de toate. Și ce-ați văzut acolo la cristale colorate, am și unul tot așa, genul ăsta de unghiuri de fugă sau perspectiva. Cam așa, nu știu ce pot să vă mai spune. Mai bine se face. Dovleci, revolta Dovleci. Da, ce ne aplaudăm, seniorul grupului, a omis să vă spună, noi l-am descoperit revista Vitralii de mai mulți ani și i-am publicat vreo 15-20 de lucrări în mai multe numere ale revistei Vitralii. 18. Și sigur l-am cooptat și în Cenaclu, dar vă mărturisesc că în urmă cu 3 săptămâni, când deja făceam afișul pentru această expoziție, l-am întrebat pe domnul Filip Teodorescu, zic, domnule, domnul Rusu, câți ani are? Păi 86. Și zic, mai e funcțional, mai e...
Și a zis, da, și atunci l-am contactat, i-am cerut lucrări și ne-a și ajutat la panotarea expoziției. Felicitări încă o dată! Foarte mult să vă înscrieți pe platformele virtuale, să vă putem urmări. Nu știu când ne vom mai întâlni cu toții la un astfel de... Vă mai descățesc un da. Glumiță. Da, vă rog. Știți că pe vremea când făceam armată de 87 de ani, mergeam la unități militare 3 luni, o convocare era o lună jumătate, o la 3 luni. Și ne făceam cu o linuță de aia, poate să... Institutul de Teatru, Dumitru Furtui, dacă s-a auzit de el, băi, vine ăla care era... Sentinela. Tu ești un colonel, veniți repede, s-a spus la Mitică, s-a spus la Mitică. Mă, dacă a fost șoc, nu omoră. Ce e ce? Și Mitică, legat, se centuron de aici, și cu niște ochi albași, așa, bulbucași. Da-i, mă, să nu moară, să nu știu. Nu, nu, și-o putare, de-i. Păi, când pintele ne bași la pușcărie, dacă află șeful, iubiul de sau Ceaușescu care i-a rupt, și le închide pe toți. De ce dracu te-ai spus la mă? Ce nu? Ce n-ai aici? Că aveam de toate. Adevărul că s-o mânca bine. Mă antrenez pentru un rol în pădurea spânciuraților. Bă, la sentinele aveți grijă. Și nu lăsați pe nebunul ăsta să mergă acolo. Era un roman pădurea spânciuraților. Dacă îmi permiteți, Dumitru Furtui, chiar s-a spus la adevărat drag. Ce știe? Și nu am luat de vista. Tot ce sper că nu v-ați supărat pe mine că v-am supus așa unui interogatoriu, dar am vrut să animăm un pic atmosfera, adică una e să stau să citesc de pe niște hârtii, adică am vrut să avem niște impresii chiar venite din partea dumneavoastră, artiștilor, nu? Că e mai important decât să citesc eu ceva din niște surse care am văzut că nu întotdeauna au fost fidele. Și ne apropiem acum de final. Și vă spun așa. Această expoziție, Vitralii de toamnă, a strâns la oaltă creațiile unor pictori. Cunoscuți, aș spune eu. Consacrați în lumea artelor vizuale. Totalitatea acestor lucrări de pe simezele vernisajului sunt adevărate bucurii pentru ochi și inimi. Le-am văzut de câteva ore, am revenit asupra fiecărui tablou și parcă de fiecare dată am descoperit ceva nou. Poate o altă trăire a artistului, o altă cromatică, ceva ca și când aș fi descoperit o altă pictură. Diversitatea acestei expoziții, de la flori, peisaje, decoruri, portrete, până la picturi abstracte, deci această diversitate ne-a dus un plus de culoare în suflete, o sursă de plăcere atât ochiului cât și inimilor noastre, o reflectare a propriilor sentimente. Toate aceste creații sunt unice în felul lor. Fiecare exponat ne transmite o emoție. Eu nu sunt chiar un critic de artă desăvârșit și nu sunt în măsură să apreciez o pictură grozavă și una mai puțin reușită. Mai ales după criteriile scolastice. Dar țin cont de ceea ce spunea Andy Warhol și anume, dacă vrei să diferențiezi o pictură bună de una slabă, privește mai înainte alte 1000 de picturi. Avem în această seară aici 1000 de picturi, nu? Așa încât nu putem spune că unele sunt mai bune și altele mai puțin bune, nu? Până ce nu vom vizualiza. Atunci, dar acelea nu le-am văzut în seara aceasta.
În același registru trebuie să ne gândim numai la faptul că munca celebrului Van Gogh a fost considerată la un moment dat nesemnificativă, nu? Atâta timp cât fiecare pictură ne-a transmis o emoție, ne-a tras atenția într-un fel, înseamnă că este o pictură bună. De ce? Pentru că și pictura, ca orice altă artă, trebuie să transmită emoție. Stilurile pot fi aceleași ori, pot să difere, pot fi diferite, însă trebuie să se desprindă autonomia artistului, libertatea de exprimare, creativitatea lui. Sunt convinsă că această călătorie printre creațiile expuse azi aici ne-a completat experiența asupra ceea ce înseamnă pictura, ne-a îmbogățit imaginația, ne-a umplut sufletele de culoare și trăiri, suntem acum mult mai bogați spiritual. Mulțumim acestor artiști adevărați, creatori de frumos. Mulțumim doamnei Vivien Cazan pentru aprecierile de ansamblu la adresa expoziției, cât și pentru prezentările făcute participanților cu lucrări, inclusiv prin întrebările puse care ne-au informat mai bine cu privire la fișa lor artistică. În continuare, o să-l ascultăm pe domnul Silvan G. Escu, scriitor, jurnalist și iubitor de artă în toate variantele ei. Bun găsit, oameni buni. Sper că sunteți buni. Din afiș am aflat că toți expozanții din această seară sunt sau au fost ofițeri, da? Chiar cu grade mari, da? Cu funcții mari, importante. Deci așa cum zicea... Am înțeles. Deci așa cum zicea Joana, nici nu știm câți mai suntem. Poftiți? Cred că mă refer la ceilalți, și eu sunt oficial. Persoane de față se știm. Evident. Nu știu. Nu trebuie să spun asta. Ba da? Nu trebuie. Și tu ai ochi albaști. Mama e de vină, nu? Se vede pe sacul. Așa. Din ce am aflat din acest afiș, sunt 9 expozanți care au spânzurat aceste minunății de tablouri pe pereții acestui lăcaș de cultură și sunt convins că au pus talent și muncă în producerea lor. Mă vorbește unul care abia dacă reușește să deseneze un măr și dacă o face, acela rămâne crud pentru că nu știu să-i definitivez coaja. Aplaudați! pentru antitalentul meu aplaudați acum, da? Am spus că deci i-am prins în capcană, Daniel. Așa, din cei 9 expozanți, pe 4 îi cunosc mai îndeaproape pentru că ne-am intersectat drumurile cu ale dumnealor în diverse ocazii. Pe 2 dintre ei cunosc foarte bine, e vorba de Florica Dumitru și Daniel Chelaru. Pe cele 2 doamne, Bungău și Ileana Chiriță, mai răruți le-am întâlnit, așa. Pe doamna Chiriță am întâlnit-o anul trecut, cred că tot în toamnă,
la sala de expoziții de la centrul militar. Bun. Și pentru că nu este în, cum să vă spun, în ordine alfabetică menționați în afiș, o să iau tot la întâmplare, mie în gondii asta. Și o să încep cu, chiar dacă este prima pe acea listă, cu doamna Florica Dumitru. Nu știam că și pictează, pentru că anul trecut, probabil că pe aceeași vreme, a lansat un volum de poezii. Deci acest volum de poezii a fost lansat atunci, am participat, am cuvântat despre el și mi-am permis, obraznic în sens, să-și scriu o cronică pe care am trimis-o unei reviste care se intitulează Convorbiri literar-artistice și vreau să-i mânez doamnei în cadrul festivului, să zicem așa. Da. Nu eram familiarizat cu cealaltă natură artistică a dumneavoastră, cu pictura, dar mă bucur foarte mult să aflu acest lucru. Ce vreau să spun că din ce am văzut așa, din ce am pozat cu privirea în fuga calului, mai toți expozanții au cu predilecție o chemare spre natură. Flori, peisaje, case, nu neapărat case, clădiri, mai bine spus. Singurul care se detașează, dacă observ eu bine, este Daniel Chelaru, care este un foarte, foarte bun portretist. Cred că sunteți de acord. Da, mă bruiază domnul Covăr, își permite, la vârstă mai se poate. Și nu mă supăr, eu nu mă urzic. Să uite la mine și nu vede nici de ce ai dat. Da. Pe Daniel Chelaru îl cunosc mai în amănunt, să zic așa, pentru că am participat la câteva expoziții de pictură pe care le-a organizat. Am participat și la lansarea volumului său de proză, romanului, despre care a făcut vorbire mai devreme. Și acolo, prost obicei, am cuvântat ca să țin oamenii din treburi. Așa, iar acum are în pregătire un volum de poezii, poezii pe care nu știu de ce are tendința să se exhibe pe Facebook, le-a postat acolo, multe dintre ele sunt fiecare pictură sau desen și m-am întrebat oare a făcut-o ca să explice desenul sau pictura respectivă și tot eu mi-am răspuns nu. Deci, în felul ăsta, a vorbit în culori despre pictura respectivă, de fapt. Așa, pe doamna Pungău, v-am spus, am cunoscut-o într-o singură împrejurare, cred, pe doamna Chiriță, la fel. Iar pe ceilalți, cu părere de rău, nu vă cunosc, nu știu dacă ne-am întâlnit vreodată, dar sigur, din ceea ce vă spun din nou, am pozat cu privirea, există talent în, și mână a fiecăruia dintre dumneavoastră și vă felicit pentru acest lucru. Mi-aș permite să vă citesc și eu câteva poezii. Eu sunt poet și prozator, dar unii spun că proza mea este, de fapt, poemă în proză. Și sunt de acord, nu-i contează. Nu sunt așa multe, cum... sunt scurte. Să ne dublăm privirea. Să nu fărăți, să nu fărăți.
Așa, prima, nevoia de mâine. Sprijinit pe nemărginirea zărilor, în căutarea orizontului nevăzut, simțeam această nevoie a fiecărui mâine. Am oscilat între iluzia unei curi niciodată urcată și certitudinea unui pas făcut de prea multe ori. Astfel am rămas agățat de iluzii care alunecau la oaltă cu certitudinile, dar și cu inerentele îndoieli, înotând toate în aceeași direcție. Și eu cu ele. Să fi fost un simplu vis? Și dacă da, povestea acelui vis mi s-a culbărit la sân, ciugulindu-mi din inimă vorbe pe care le adaugă spuselor sale, născute încă înainte de a mă naște eu însumi. Aproape de dumneavoastră. După ce că m-am culcat târziu, am visat de vreme. Am visat că am murit în somn. Și când m-am trezit, eram. Vai ce mult m-am bucurat că nu sunt, pardon, că sunt. O, Doamne, sunt așa de emoționat că nu sunt, de fapt, că încă sunt. Nu să vă explic ce am vrut să spun, dacă înțelegeți bine, dacă nu vă las să... Mai greu, da. Așa. Așa că acum m-am liniștit și mă pot culca la loc, bazându-mă pe vis. Dar dacă se va adeveri, cum am să aflu? Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, una puțin mai lunguță, deși m-am lăudat că sunt scurte, dar așa. Nicăieri. Eu, nebunul din capătul nesfârșit al străzilor, uitat de îngeri la margine de zări, am pornit de nici unde în căutarea unei noi lumi, oricare ar putea fi aceea. Nu după mult timp am zărit un indicator spre cel mai apropiat oraș. Părea singurul. Venind mai aproape, mi-am dat seama că era un oraș mic, unde, la intrare, mă și vedeam întâmpinat cu cheia de aur a orașului, agățată cu un fir de mătase de orază de soare. Oraș peste care voi descărca torba cu povești despre celălalt tărâm. M-am apropiat încrezător, dar crispat și ușor-ușor am intrat în orașul care avea o singură stradă, pe care se afla o singură casă. Casa avea o singură cameră, dar fără nicio ușă și cu o singură fereastră, și aceea desenată doar, cu unda soarelui. Mai aveam o părere de prag pe care mi-am așezat gândurile și neliniștile în așteptarea aflării. În spatele casei era o grădină, ascunsă timid într-o floare, din care nu a mai rămas decât o singură sămânță, aflată de ceva vreme sub pământ, cumpănind dacă să mai iasă vreodată la suprafață. Deznădăjduit, înveșmântat în singurătate, având cablul dezemat de peretele veșnic îngălbenit de prea mult afară, voi spune povești vechi unor posibile cuvinte noi. Deocamdată, privesc spre nicăieri, vorbind prin semne pustiului. Wow. Și acum, una așa mai de
desfătare, sună așa. Slugă, caut, stăpân. Pentru că râsul stăpân pe mine mi s-a întigrit pe față o fizionomie tipică de slugă. Până și corpul rigid altfel, mi s-a aplicat corespunzător, luând forma cobiliței oltenești. De care vă oltean? Se mai găsesc. Așa că sunt în căutarea unui stăpân. Pentru asta sunt în stare să fac orice, ba chiar să-l caut peste tot, până și în buzunar, la el. Dar vreau un stăpân gratis, liber de orice altă obligație similară. În plus, să nu fie gras, ca să poată ține pasul în doi, știm noi. Dar să nu se ține după mine toată ziua, bună ziua. Să nu meargă prea legănat, ca să nu adoarmă în mers și să aibă coșmaruri cu mine. Cât despre ceea ce știu să fac, apoi asta este floare la ureche. Știu să fac orice pentru oricine. Pot începe orice lucru la timp. Poate fi și la timpul trecut. Însă garantez că nu termin niciunul, de teamă să nu-l greșesc. Știți că cineva dispus să-mi fie stăpân, dar să-și fie și slugă în perioadele în care mă plictisesc, mai tot timpul. Ce părere ai, țară de stăpân? Și acum chiar că sunt două scurte. Idiot. Sunt idiot. De când mă știu. Locuiesc în Dostoievski. Sunt idiotul său principal, ba chiar unicul chiriaș. Vârf al prostiei, ar zice unii, este că mă mândresc cu asta. În același timp, culmea, am inepta, dar plăcută impresie că sunt și deștept. Parcă o recunosc. Cum vine asta? Să crezi despre tine chipurile în mod deștept că ești un idiot. O să încerc, învârtindu-mă încerc, să nu vă explic, nici măcar simplu, e fi mai greu de înțeles, tocmai din pricina de care vă vorbeam mai sus. Da. Dar vă întreb cu skepsis, mai știți pe cineva aidoma? Răspund eu pentru voi. Sunt cel mai important idiot de pe strada principală a literaturii universale, cea care poartă numele celui de mai sus. Cred că vă amintesc că era vorba despre Dostoievski. Și acum ultima poezie și scăpați de mine. Viu. Teama unui măcelar vine de la posibilitatea ca un pui decapitat de secura sa nemiloasă să fie cel care, întorcându-se la viață printr-o minune, l-ar putea privi blând în ochi, zâmbindu-i îngăduitor, în timp ce cu aripa sa fără fulgi, iar mângâia mâinile pline de chiar sângele său, de pui liniștit și nevinovat. Atunci, teama măcelarului va fi egală cu vina călăului, iar inima sa, rămasă fără strof de iubire, de viață, ar izbucni într-un plâns cocotit, fără de sfârșit. Dilema care nu-mi dă pace, eu, care sunt martor tăcut, ce-aș putea fi? Pui sau măcelar? Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Silvan Geiescu, pseudonim literar, pentru considerațiile prezentate privind expoziția și, sigur, pentru poeziile prezentate
statutul dumnealui de poet fiind foarte bine conturat. Au mi se spune că noi ne cunoaștem de mulți ani. N-am omis, am mers la microfon. Frecventând întâmplător mai multe cercuri culturale bucureștene. Fiindcă tot am dat-o mai mult pe poezie acum spre final, Florica Dumitru, vrei să mai prezinți două poezii din... Una singură din viitorul volum. Nu, este tot din celălalt, cel care este expus aici. La final, împreună cu doamna Ghițescu, va fi o surpriză din viitorul volum, dar acum una de toamnă pe care am omis-o inițial și care se potrivește cu evenimentul nostru, dacă mă îngăduiți. E luni, că e o zi de luni. E luni, un început de toamnă albastru. Copacii târguie culori, se îmbracă roșu și oranj, pe străzi e freamăt, un melanj și un soare rece de alabastru. Vântul pribeag, cu praf pe frunte, se îmbracă în frunze și în flori. Timpul se zbate în uimire, iar trecerea îi dă fiori. Cine ar putea să-l înfrunte? E luni, fi toamna mea fără furtuni. În final avem privilegiu ca actrița Doinița Ghițescu de la ansamblul Ciocârlie al Ministerului de Interne să ne recite câteva poezii ale Floricăi Dumitru din volumul care este la editură. Și din acest volum și din volumul următor. Doinița? Nu știu, o să am de trebuie. N-ai nevoie de microfon, dar... Bun. Să-l dau? Nu, nu, are volum. Seara bună tuturor! Sunt actrița Doina Ghițescu. Am apărut aici la final, nu ca bomboana pe colibă, ci ca cireașa de pe tort. Vreau să vă spun că nimic nu este întâmplător. Eu mă cunosc cu 99,99% dintre artiștii care sunt în sală, ba chiar și dintre spectatori, și mă bucur că îi revăd. De curând m-am despărțit de Luminița Stănciulescu. Am greșit numele? Nu, ați rămas surpriză. Mă gândeam că ne-am despărțit. Poftim? Da, vă spun și de unde. Și împreună cu Bogdan Dițu, ei vin mereu împreună ca artiști, da? Și chiar se înțeleg. Este o armonie între ei. De la hotelul Marșal Turist, da? Acolo unde ați avut o expoziție printre... Poftim? De la Fascinația. Păi vreau să adaug. Dar eu nu sunt dânsa și nu vă pun ca să... E de bine. Prin urmare, sunt artiști care chiar vorbesc și au o delicatețe și chiar se potriveau cu tema respectivă, fascinația artei. Acolo undeva în colțul stâng, în cealaltă cameră, doamna Ileana Chiriță, aveți o Veneție care vorbește fremătător, foarte delicată și foarte sensibilă. Vă regăsiți în ea și în acuratețea redării. De asemenea, Daniel Chelaru, pe care îl cunosc din alte instituții și de la Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne, i-am citit din poezii, am fost prezent la mai multe lansări de carte ale lui, tablourile lui cu portretele, aceste portrete special realizate, sunt unicate. În forma lor sunt unicate. Ele grăiesc, ele vorbesc, te cheamă, deși vreau să vă spun că delicatețea lor este făcută cu o acuratețe specială în care Daniel Chelaru excelează. Așa este arta ta. Cu doamna Stella
un gău, dacă mi-aduc aminte, ne-am întâlnit la Centrul Cultural Mihai Eminescu, Jean-Louis Calderon, 39. Acolo am fost invitată de domnul avocat, jurnalist, scriitor George Blaicu, am vorbit și am recitat la întâlnirea vizuală cu arta dumneavoastră, foarte frumos. Tot ce ați făcut acolo este grăitor. Un colț special, acolo undeva la perete, la peluză, este al doamnei Simona Pop. Marea grăiește. Mă duce cu gândul la acea melodie pe care o cânta și o mai cântă încă nimeni altul decât Crișan. Ați văzut că știți aceeași melodie? Cu zgomot din genunchi vorbește marea. Așa este. Marea dumneavoastră vorbește. Marea dumneavoastră grăiește. Te îmbrățișează. O auzi la un moment dat. Vreau să vă spun că eu n-aș fi fost astăzi aici dacă nu exista domnul Vasile Mărureanu. Sunt oameni pe care îi întâlnești pe parcursul vieții. L-am cunoscut în anii mei foarte tineri, care au sunat a cântec, iar domnia sa m-a ajutat atunci. Am tins o mână, altruist, așa ca un mecena. M-a văzut la Cântarea României, reprezentam Ministerul Afacerilor Interne, pentru că și el era angrenat în Cântarea României, și atunci domnia sa a zis, poți să faci mai mult. Și m-a pus în legătură cu oameni. Unul dintre oameni este Sanda Manu, care nu mai este printre noi. Cu ea am lucrat, cu ea am făcut artă dramatică. Iar dânsa, vreau să vă spun că a crezut în mine nu de la început. M-a urmărit pe parcurs, foarte exigentă, dar lucrarea de temelie, legătura, relația îi aparține domnului general de brigadă, acum, de atunci nu era general de brigadă, era și dânsul în anii foarte tineri, au trecut ani, cum spune Eminescu, și iată-ne aici. Și dacă nu era Sanda Manu, n-aș fi lucrat cu Dina Cocea sau cu Adela Mărculescu sau Cristina Stamate. De la ele, de la acest coloș, am învățat să vorbesc și fără microfon, să vorbim pe impostație și să ne auzim chiar în stări care poate nu au acuratețea redării, o acustică foarte bună. Și sunetele s-ar lovi în pereți. Este important cum grăim, este important sonorul, atitudinea, pentru că altfel nu poți trece rampa. Așa s-a întâmplat. În anii aceia m-am cunoscut și cu mulți dintre dumneavoastră, am jucat și în multe filme și ultimul film de până acum, Nunți, botezuri, înmormântări. Eu sunt la capitolul înmormântări. Și acum, dragii mei, dacă îmi dați mie floarea, doamna, că am un gest. Un gest care, iată, și o lacrimă. Va veni pentru doamna Florica Dumitru. Avocat, scriitor, pictor. Am cunoscut-o cu mult înainte de ziua avocaților, de vreo 5-6 ani merg la aceste zile, sărbători care s-au schimbat. Mai întâi erau într-un 24 iunie, acum am fost pe 24 octombrie și așa v-am reîntâlnit de fiecare dată. Am schimbat la lansările de carte, pictura dumneavoastră este aici pe prima pagină, este ilustrație de carte la volumul din care aș citit. Am să vă citesc și eu două poeme, nu înainte ca această floare să ajungă la dumneavoastră, cu aplauzele tuturor spectatorilor. Și acum iată poemele. Am să vin mai aproape de dumneavoastră. Este unul, nu vreau acolo, nu. Nu lăsa fericirea pe mai târziu. Am plecat la târg să cumpăr ce-mi lipsește și-mi doresc. Fericire cât de mică și un vis. Cam ștrengăresc prin tot târgul, prin tot locul, întrebat am unde-o fi visul tinereții mele. Fericit aș fi de-a ști. Și pe târg obeții grabnici i-am oprit ca să le cer sfaturi despre visuri care vin, dar uneori și pierd. Du-te acasă, fată dragă, mi-a zis clar un bătrânel. Vrei în târg să cauți vise?
aici nu găsești de fel. Visul e la tine în minte și în inima zglobie. Tot acolo e iubirea, dă-i ce-ți cere și te învie. Nu lăsa timpul să treacă, spunând poate nu acum. Du-te, nu în târg, ci în lume, mergi iubind pe orice drum. Și de n-o găsești, insistă, hotărât mergi până la cap. Caută iubiri la care ai gândit și ai visat. Florica Dumitru. El ar putea fi așezat și pe cântec. De fapt, ultimul pe care îl vom face împreună este așezat pe cântec. Dar aici mi-am permis să fac eu un centimetru. Un peron în așteptare. Mai vin un tren și altul pleacă în fiecare zi la fel. Doar gara e mereu aceeași, poate mai tristă azi din cel. Mai vin un tren și altul pleacă în fiecare zi la fel. Doar gara e mereu aceeași, poate mai tristă azi nințel. Sunt oamenii grăbiți să treacă, nu mai privesc deloc în jur. Un tren mai vine, altul mai pleacă. Dacă ești altfel, par nebun. Mai lasă grijile, vorbește, observă oamenii cum sunt, trăiește viața, n-o gândește, ridică ochii din pământ, ai să găsești salcâmi în floare și un cer de care n-ai habar și chiar de uneori te doare. Iubește viața ca un dar, pentru că viața e peronul pe care aștepți câte un tren. Urcă de bine, trăiește-ți dorul. Mâine nu va mai fi la fel. Mai vin un tren și altul pleacă în fiecare zi la fel. Doar gara e mereu aceeași, poate mai tristă, poate mai tristă azi din cer. Da, știe și de ce, dați-mi un pic mobilul, este lucrul pe care l-am făcut astăzi aici, este poemul care face parte dintr-o viitoare carte, i-a fost deja așezat pe muzică, există compoziția, textul este poezia autoarei Florica Dumitru. Eu o să folosesc și un microfon, dar va trebui să stați un pic mai departe de mine. Așa. Am să folosesc microfon de astă dată, pentru că sunt momente în care îl folosești și momente în care nu îl folosești. Dar acum se cântă și pentru că el este redat și pe muzică, numai puțin. Un moment. Gata, l-am găsit. Fondul muzical îl pun eu, da? Poftim. Fondul muzical îl pun eu. N-am găsit. Fondul muzical îl pun eu. Sigur. Deci, așadar, fondul muzical, deja compoziție, textul Florica Dumitru, poezia domniei sale, au fost așezate pe muzică, într-o compoziție, le vor face parte și din alte lucrări care vor apărea, vom fi prezente și eu și domniile voastre. Acum, cântecul și recitarea mea, care vor fi în felul următor. Să vedem, un moment. Știți ce am să vă rog, pentru că nu pot ține, să stau eu aici, pentru că mi-e greu să țin și eu un telefon până la am avut un accident și mai sunt necesare câteodată și mesele și scaunele.
Poemul se numește Îmi ești. Autor Florica Dumitru. Miști luni, o zi de început de lume, și te trăiesc cu tot curăsărit. Mă simt albastră în ochii tăi, ca marea, iar uneori un strop de infinit. Ești luni, o zi de început de lume, și te trăiesc cu tot curăsărit. Tot curăsărit. Mă simt albastră în ochii tăi, ca marea. Iar uneori un strop de infinit. Un strop de infinit. Miști marți, o zi ce se rescrie. O zi ce se rescrie. Arșiță ori ploi, căzute-n care ta. Căzute-n care ta. Ne copleșim pe rând cu mărșire. Când colțul tău de lună visă-n dai-o da. Și-apoi miercuri m-a cerut cu tine. Ești toată săptămâna la un loc. Ești sâmbătă, duminică, într-una. Ești sâmbătă, duminică, într-una. Și respir cu tot, neîmplinire cu tot. Ești fiecare, ești fiecare și zi, ce și cum urtacă. Ești toată săptămâna la un loc. Ești toată săptămâna. Ești acestui final poetico-muzical, cu atât mai mult cu cât momentul a fost pregătit ad hoc și ne relevă încă o fațetă a Floricăi Dumitru. Încă o dată, felicitări și aplauze. Și sigur, veniți-i. Îi mulțumim pentru participare. Dumnezeu este colaboratoare la multe cluburi culturale, cenacluri literare din București și moderator al multor manifestări de acest gen. Mulțumesc! Chiar dacă a fost mai lungă, de regulă cam două ore
sunt concepute asemenea manifestări, dar cred că dacă am exagerat puțin, am trecut puțin peste acel barem, a fost benefic pentru că am putut afla mai multe lucruri despre artiștii, pictorii, colegii noștri care expun în această expoziție. E vorba de 9 pictori cu 74 de lucrări. Fiindcă ne apropiem de final, e normal să mulțumim dacă e cineva din partea Casei de Cultură Schiller aici pentru găzduire, invitațiilor noștri pentru participare și dovadă că ne apreciază și ne iubesc, au venit cu teme făcute, n-au venit de complezență, ci chiar s-au implicat în participarea la acest moment. Sigur că mulțumim și participanților, din păcate mă așteptam la o participare mai mare, dar pe măsură ce vom fi cunoscuți mai bine, vom beneficia și de o participare, un interes mai mare, inclusiv din partea colegilor noștri. Pentru cei care doresc, Florica Dumitru le poate oferi cartea cu autograf, sigur, contra cost, iar ceilalți sau împreună putem să mai prelungim la un pahar de vorbă în sala în prezența lucrărilor. Moment în care mai și vorbim și mai și privim și mai discutăm în continuare pe baza lucrărilor. Încă o dată felicitări artiștilor, participanților, colegilor noștri de Cenaclu și celor care au venit astăzi la acest moment, în speranța că a fost instructiv și agreabil. Sănătate multă la toată lumea! Felicitări și de lui general pentru această minunată manifestare.